Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista, să o vadă. Bun, găsit tuturor. Ascultați din nou Mind Architect cu Paul Olteanu. Salutare. Salutare, dragul meu! Salutare, dragi prieteni! Eu sunt Cătălin Striblea. Împreună, în fiecare duminică aici la Europa FM, încercăm să înțelegem mai bine legăturile dintre noi, expresiile pe care le folosim. Ăsta e sezonul nou. Vedem expresii și zicători românești și dacă se mai țin și în 2022. Poate trebuie să le mai schimbăm, poate trebuie să mai fim atenți la ele, poate nu... Totul este uh, la locul lui așa cum ar trebui. Așadar, v-am promis de săptămâna trecută, astăzi, prieteni, scopul, scuză. Mijloacele, Paul, Olteanu? Sau nu. sau nu? Sau nu? Scopul, scuze, mijloacele sau nu? Uh, cumva, cel puțin din ce mi-aduc eu aminte, asta era o idee pe care am propus-o Machiavelli. <laughs> e din registrul ăsta, eu acolo știu că în da, 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 principele, da, da. dacă mi-aduc eu bine aminte, a vorbit despre asta. Uh, dragilor, asta e o idee, un citat, e o zicală foarte periculoasă, aș spune eu, pentru că uh, ce face e că pune focusul uh, excesiv pe rezultat pe dacă putem sau nu să probăm lipsa de corectitudine, sau dacă scopul final justifică orice fel de comportament pe parcurs. Și aici, atât neuroștiința cât și psihologia au să aducă niște argumente foarte utile, cum că treaba asta nu, e, nu, nu prea stă în picioare. Dau un exemplu. Dacă eu sunt un părinte care își vede copilul, nu știu, făcând ceva cu care eu nu sunt de acord, ceva ce știu că pe termen lung o să-l încurce. Și felul în care încerc să corectez asta e cu un comportament, de pildă, agresiv. În fig mâna, el zic, bă, de câte ori ți-am zis să înveți? Mm -hmm. Eu ce fac fără să-mi dau seama acolo e că în situații viitoare eu legitimizez în mintea copilului meu folosirea genului ăstuia de comportament când vrea să dea o lecție cuiva. Dar scopul meu e bun scopul poate să fie bun, tocmai aici e partea interesantă, că dacă ne uităm doar la rezultatul final, doar la scop, doar la ce se întâmplă la final, fără să ne uităm și la proces, pierdem din vedere faptul că noi, mai ales când suntem mici, învățăm extrem de mult prin repetiție și asociere, suntem foarte mult condiționați de experiențele pe care le trăim și rezultatul lor, nu doar de intenția pentru care facem ceva. Apropo de dacă scopul ăla e bun, merg orice mijloace necesare folosite și sigur, Putem vorbi de situații de viață și de moarte, situații de război, unde s-au luat decizii complicate. Uite, eu mă uit la un documentar zilele astea despre al doilea război mondial și acolo, pentru binele comun, au fost luate decizii complicate de a sacrifica în unele momente niște puncte strategice sau niște oameni. Eu nu despre asta vorbesc cu precădere, nici n-am competența să îmi dau cu părerea despre situațiile respective, dar dau un exemplu. Dacă eu, de pildă, știu în domeniul public, să zicem, că o firmă e cea mai bună firmă pentru a face un proiect, pentru a câștiga o licitație. Dar eu am un sistem de uh, alocare a câștigătorilor care s-ar putea să nu ducă la rezultatul că ăștia cei mai buni. N-au vechime în piață, n-au nu știu ce cifră de afaceri, lucruri de felul ăsta. Și mă apuc să aranjez licitația pentru că scopul, rezultatul final, scuză -mi mijloacele, chiar dacă am avut o zonă de gri, Adică să-i aduci pe cei mai buni, da în opinia mea, că și aici în e important ta, să, da. să vedem că toate astea, scopul e foarte subiectiv. Depinde în opinia cui era cea mai bună soluție. E, și acolo, acolo e cea mai mare problemă, pentru că eu am făcut ceva, am aranjat licitație. Chit că am avut o bună intenție să iasă firma asta care eu știu care prețul cel mai bun, livrează cel mai repede, dar n-aveau ani de experiență necesar ca să califice, de exemplu. Și acolo, problema când trăim în grupuri, în societate, e că alți membri ai societății care văd cum meu, văd mijloacele mele de a obține ceva, învață că, a, deci dacă aici contează doar să iei nota 10, contează doar să câștigi licitația, nu contează cum o faci. Păi nu-i de mirare că avem plagiat după plagiat și că trăim mm -hmm. și într-o țară în care mijloacele, când sunt negre, când e clar că am. Comiso, că felul în care eu am încercat să obțin rezultatul final n-a fost curat, n-a fost etic, n-a fost moral, nu ne deranjează foarte tare. Nu prea aveți demisii de onoare. Stai un pic, că aici ajungi la celebra expresie care e chiar a noastră. Așa. Moțul neprins este negustor, cinstit. Da. Și noi chiar practicăm asta. Adică sunt destule situații în care legea a zis, bă, e neprins, deși faptele sau atitudinile sunt evidente că expresia asta nu se referă doar la fapte, ci și la atitudini, nu? Și atunci societatea a zis, bă, dacă nu l-am prins strict motamo, adică așa strict pe lege, iar are însemnătate. Domnule, dacă o instanță exact. de judecată nu e. Dar s-a întâmplat altceva în societate. S-a întâmplat că au fost modificate legi. Aduți aminte o perioadă mai veche din guvernările României, când s-au modificat legile da. ca cine era hoț să rămână neprins. Și atunci s-a scris, domne. O perioadă în care mulți dintre noi am răgușit. Da, exact. <laughs> Aveam sau... antrenament vocal în fiecare seară. Sau la plagiate, Paul Olteanu. A fost următoarea chestiune. S-au modificat legile, s-au modificat comisiile, astfel încât plagiatele, deși evidente, să nu fie sancționate. Și societatea e. a zis, domne e neprins. Adică... Și aici cred că e cea mai periculoasă componentă a expresiei este a cu hoțul neprins, e negustor, cinstit, pentru că ea pune focus ex exclusiv pe rezultatul final. Nu te-am prins, de ce ai fost cinstit? Și asta duce la o, 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 un aspect foarte complicat în cum gândim, cum ne raportăm la uh, lider, la încredere între noi și anume. Genul ăsta de gândire, de cogniție, duce la interacțiuni foarte tranzacționale. Bă, am tăiat eu copacul? mai prins pe mine cu drujba în mână? Nu. Atunci ce? De ce vă luați de mine? Apropo de diferite reportaje care se fac despre tăieri de păduri ilegale. Și în momentul în care ți antrenezi societatea să gândească foarte tranzacțional, ieșim din spațiu etic, moral, ce e corect, ce e drept, ce simțim că e în regulă, nu doar ce putem proba că s-a întâmplat greșit, ajungem într-un spațiu din asta în care începem în interacțiunile dintre noi să, să interacționăm foarte tranzacțional. Îmi dai ceva, vezi cazul votului. Te votez dacă îmi dai ceva. Ok. Dacă nu îmi dai ceva, nu te mai votez. Deci eu nu mai, eu nu mai aleg în funcție de dacă rezonez cu un om, cu o viziune. Mi se pare aproape amuzant să mai vorbim despre doctrine la partidele din România. Da, da. Noi nu mai avem dezbateri despre asta de mult timp. Și problema când ai o societate care se uită foarte tranzacțional la 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 liderii ei e că în momentul ăla psihologic încurajăm foarte tare relații din astea în care, ca noi doi să facem ceva împreună, trebuie să ne dea cu plus. Ori vezi că unele proiecte de țară, autostrăzi, spitale, reforma sistemului educațional, astea nu merg tranzacțional, că nu se pot face într-un an, doi sau trei. Eu trebuie să am încredere în tine că dacă tu ajungi în poziția aia de putere, pe termen lung o să tragi la o viziune în care cred și eu pentru care te-am votat, și aici e problema cu relațiile tranzacționale. Dacă eu am încredere în tine, încrederea nu e o tranzacție, e un sentiment. Că pot să las garda jos, pot să nu fiu de acord cu fiecare lucru pe care îl faci, că eu am fundamental sentimentul că îmi vrei binele. Cu cât devenim mai tranzacționali, cu atât discuțiile despre cine dublează pensiile, cine crește salariile, cine. habar n-am, îmi dă ceva cine mi oferă mie cetățean ceva, devin din ce în ce mai prezente, iar discuțiile astea despre idealuri comune, proiecte de țară, încredere între oameni, colaborare între instituții, colaborare între partide, devin din ce în ce mai rare. Eu stau să mă gândesc acum, dacă expresia asta, Paul, hoțul neprins este negustor cinstit, este distilată după zeci de ani de experiențe în care am fost tranzacționali, sau poate ea la rândul a format societatea de așa natură. Pentru că dacă păi, ne-am tot zis, bă. Asta ăsta e. e și motivul pentru care noi facem seria asta în, în sezonul curent, pentru că zicalele, zicătorile, cuvintele astea care distilează înțelepciune din societatea noastră și nu numai, perpetuează niște tipare de gândire. Dacă eu îi spun mm -hmm. copilului meu, păi, bă, poți să ne prinzi, e negustor cinstit. dacă nu te-a prins copind, nu e nicio problemă. Problema nu e că copia la o lucrare. Problema e că eu, spunând asta, legitimizez genul ăsta de gândire în care, chiar dacă n-ai făcut totul tocmai corect, chiar dacă n-ai făcut totul tocmai legal, merge foarte bine mână-mână cu lasă, bă, că merge așa. Adică ai un om care îți lucrează la casă, bă, dacă nu te-a prins că ai dat doar un strat de var în loc de trei câte agreaseră, nu e nicio problemă. Tu facturează trei, dă unul și dacă nu te prinde, norocul tău. Dacă te prinde, mai dai două mâini după aia. Îmi dau seama, nu știu dacă am apucat să vorbim despre merge și așa, dar... Uh, iată că are, iată are, că are rude. Are rude, da. Ele cumva alcătuiesc așa un fel de fir roșu călăuzitor pe la noi, doar că uneori iese de pe cărarea cea, cea bună. Paul Olteanu, suntem la finalul ediției de astăzi. Păstrăm expresia asta? Eu aș spune că merită editată. Nu putem să edităm, să aducem tot ce am discutat noi în ultimele 10 minute în expresia asta. E ceva ce eu aș evita să folosesc foarte tare. Și scopul scuză mijloacele. Și hoțul ne e negustor cinstit. Ambele expresii, iar ne duc în spațiul ăsta în care cum facem, ce facem, nu contează. Contează doar evaluarea. Ori noi suntem, cred, într-o țară în care multe din problemele noastre vin din cum am făcut ce am făcut, <laughs> nu doar din ce ne-am propus să facem la final. Paul Olteanu îl găsiți tot timpul pe mindarchitect.ro, cel mai ascultat podcast din România, aici la Europa FM în fiecare duminică după 10, dar rămâne și pe site la europafm.ro. Săptămâna viitoare despre... La cererea colaborare. publicului. Da, la cererea publicului am spus că și chiar vă mulțumim pentru mesaje sunt importante despre colaborare, dar cred că și un tip de atitudine față de putere. Verificăm și alte expresii românești. Mulțumesc încă o dată spor la treabă. Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.